No, salutare, ca și bine ați venit la o serie nouă pe canal Trones, jocul care parcă am sperat un pic canalul, toate canalele de YouTube, un alta, e un joc MMORPG pe care chiar puteți să-l aveți și voi. Undeva la 68 de giga, puteți să-l luați gratis de pe Steam, dar na, dacă vreți mai multe, vedeți voi că vă recomandat graficele pe Medium. LOL Trone Center, ia stai să vedem de aici din prima grafic, selectez la 144, lol, ce ai bro, de ce mi se încarcă shader-ul aici din cât observ. Quality balance aș vrea să fie, ca asta mai văzut la majoritatea, parcă ar fi pe undeva ca și asta, cum se numește, ca și master notification, voice volume, din câte vedem, music, hai să dăm un pic mai încet. Ok. Și stai că așteptăm să mai vedem un pic aici din shader. Bă, că OBS n-are nicio problemă, numai jocul acum cum se încarcă. E un joc super mare, deci super mare. Și nu știu pe ce păsta să mă uite, că îmi scrie aici full, busy și god. Din câte văd. Enter name, I'm happy cause. Și apoi hai să vedem aici. Ce Dumnezeu ar fi? Oh, what the fuck? Ah, da. De ce nu Europe, bro? Europe. Ok, let's go. Mama, abia aștept să vedem cum e acest joc. MMORPG. Am văzut niște prețuri pe undeva la 20, 40 și 90 de euro. Acces Battle Pass, chestii de genul, whatever. Vă dați seama că deocamdată nu mă interesează, numai vreau să văd care e toată faza. Așa am văzut un story super bun. Deci, mă vedeți că chiar arată super bine. Și o să facem foarte multe episoade de acum cu el. Dacă o să ne placă, desigur. Să vedem cum se va prezenta. Oricum și așa, după o săptămână nebună, chiar ne permitem acum să tragem și noi în joc, că a fost, ne-a fost de ajuns. Sincer. E după o săptămână nebună, chiar n-a fost de ajuns. Și nu vreau să dau esc. LOL. Mamă. Opa. Bă, are un story destul de bun. Ia-l pe Merlin, clar. Deci chiar puteți căutați pe YouTube. Nu pe YouTube, pe Steam. Trone, o să scriu numele în titlu. Mamă, aia nu-i pa din LOL, cum ar fi. Opa. Ne transformăm în zombie. Wow. Băi, super curios, sincer. Din câte am înțeles, poți să-ți faci caracter după viața reală. Nu știu cum, dar vedem. Mamă, ce are realistic îi. L-a luat pe Merlin. Și pe copil. Păi ești bun? Ok. Hai să ne facem un caracter. Nici nu știu, băiat sau fată. Ca o, până la urmă... Bă, hai băiat. Perfect, hai să vedem ce putem să luăm. Bun, apare setting. Nu bro, de fapt online. Create caracter. Undeva pe culoarea asta. Ce față au... Pot să mi-i fac după fața reală? Cum Dumnezeu? Preset. Ia pe undeva...
LOL m-a detectat la ochi. Camera. Ce-și body type? Da, mă rog. O punem pe asta. Deci nu cred. Designer, prezident. Ia să vedem. Ia că avem mai mulți, uite-te. Bine, nu cred că vedeți acum, că... Na, în fine, asta e. Easy Facer Make. Get started to Easy Facer. Nu cred. Deci pot să-mi pun o față, să-mi pun fața mea, bro. Ok, stai două secunde. Facem un felul următor. Că, da. Plus QR code. Ia să folosim. Adică stai, că nici nu merită să închid, să închid scenele. De ce l-am închis, mă rog. Dacă am cu QR code-ul cu alea... Da, cred că trebuie să mă... Să mă loghez. Select image, bibliotecă... Nu, no, stai să găsesc o imagine cu mine. Ok, hai că am pus. Până G și pe G am înțeles. Fotografiați. Ia să-mi fac o poză. Mi-au făcut un flash. Apple. Mi-a dat un flash de ăla de efectiv m-am... Bă. Unable to find. What the fuck? Succes to Apple, eh? Da, what the fuck? QR code. Haide mă, serios. Fotografiați. Nu mă, stai să-mi scot cu ochelari, că poate din cauza asta. Mamă, cum arată, ești nebun? Da, mă rog. Am crezut că pot să meargă, dar în fine. Stai să caut o poză din telefon. Mamă, dacă stau aici, să-mi fac, să-mi fac caracterul. Nu, no, dar... Cred că trebuie să le pun pe calculator. Mă rog, asta e. Ce să zic altceva? Unable to find a face. Bă, what the fuck? Bine, bă, lasă-mă. Hai că ne facem noi caracterul. Hair? Bă... Mamă, dar ce fain arată. Chiar așa am vrut să fac părul, sincer. Mamă, dar și asta arată chiar... Zici că seamănă cu aia din Viking, știi? E normal așa arăt, dar fără... Fără barbă. Stai. Punem pe ăsta. Ok. Default light, beard type, nu. Makeup, body. Oh, mamă, poate mi-a apără o pulă. Bă, nu aș vrea să-l pun chiar așa de, de mare, pentru că, na. Share, da, chiar îmi pare rău că nu, nu mi l-am făcut așa, ok. În fine, let's go. Hai că nu mai pierdem timpul. Am văzut foarte, foarte multe side quest-uri și nu numai, care chiar ar fi ok pentru... Pentru asta? Mamă, ce fac aici? Oh, wow, mi l-a dat pe... Păi și ce fac? De, de ce s-ar ca așa? Adică de ce nu m-am dus pe caracterul pe care vreau eu? Ah. Păi da... Caracter info, skills, alo! Da, de ce? Ah, ok. Da, mă. Pot chiar așa să fac, în fine. Hai să dau un pic mai tare. Băi, ce bine se, se mișcă aici, nebun? Mamă, uite-te aici. Ah, nu bine, celelalte nu... Opa! Păi cum, aha.
Iu, ce skill-uri are aici, nebun? Cine ăla? LOL. Select a target? Păi ești nebun? Păi și cum fac? Nu, nu, nu pot. Bine, bă. Astea sunt skill-urile? Aha. Ok, perfect, dacă acum putem să, putem să jucăm. F 11. Transformat în câine, mă, fii atent, în lup. Ia. Gimme star. Băi, nebun. Aaa, de... da, mă, da. Dar tot, da, chiar asta am vrut să întreb, că... dacă nu m-am... A, ia-o pe asta, mă. Calantia. Stai mă că au făcut schimbările astea în joc. Vine Merlin. Mamă. Ii câta sabia are, ești nebun? Cinematicul clar. Băi, uite aici, mă. Și ghiși ce, putem să le facem și thumbnail-uri. No, asta îmi place, mă. Opa. Maybe I'm hearing. Ce? Trebuie să dau iar un pic mai tare. Setting sound. I am happy cuz. Dar ăsta e numele meu. Ok, haide-mă. Hey, it's you. Whoa, are you alright? Did you have that nightmare again? Please, don't feel guilty. The Elder wouldn't want you to feel this way forever. Come on, why don't you go out and get some fresh air? Mm-hmm. Oh, right. Lottie just left to go to Moonshade Town. You should follow her. Come on over with me. I'd love to come with, but running makes my arm hurt. I'll bet Lottie morphed. If you want to catch up to her, you'll have to morph too. Oh, that Lottie. She didn't take the map again. Can you take it to her? I drew up the map because she asked for it too. Ok. Available content. Bine, bine, dar nu văd nimic. Ah, să le iau, mă. All right, let's get going. Unde? Go to those stairs over there, quickly. If you want to catch up to Lars, you need to hurry. Mmm. Ma, uai, what the fuck? Ce tot este real?
Bă, ești nebun? Voi vedeți cum arată? Ue, wow! Spicului multe. Și mă transform în lup. Ia uite ce drăguță-s. Bă, fotă. Bă. Lute. Aventura, why are you? Oh, I was just about to go back and get... Oh, I need... I'm sure it's enough. Now, let's go. Okay. Stairs are broken. Be careful, my friend. Seems like Clay is here too, given a special occasion. Ce vreau la mă să facă? Mă, deci trebuie să țin șeptul și dublu bău apăsat. Băi, dă-mă, a, training-ul. Clar. Oh, I'm surprised to see anyone here today. Want to try out some weapons? At the training ground, you can try out different weapons. Let me see which one you like best. Well, I'm sure you already know. You can equip up to two weapons. Try out different weapons and find a weapon that you like. Character info. Bine, mam. A, ok, ia, că putem să ne alegem armele. Nici nu știu pe ce să mă duc, sincer. Bă, nu știu, mă jur. Bă, bine, mă. No. Pe asta cum, cum dau. Ui, ui. Pe de-aia stai sa vedem o chestie. Skills. Oh. Skills special. Bine, mă. Ia stai să vedem caracter info. Între timp eu pot să mă joc cu ce vreau. Because current equipment. Ah, ok. Ce e asta? Un fel de wizard. Shall we go to Moonshade Town? Unde e armă mare? E aici. Moonshade Town. Hai să mergem. Can you open the gate? Sure, Lottie. No, claro. You'll have a good view of Hesperion on the way too. Lol. Why, what the fuck? Have we spent too much time? Should we hurry? Whenever Gigantrite visits Hesperion, the town buzzes with excitement and energy. During such an event, you and Lottie left Whisperian's fortress to visit Moonshade Town. De ce se duc asta? What's going on here? Let's go and check it out. I'll go over first. Follow me with your piton and grappling hook. Pe cum? E și care că... Ah, fiu. The watchtower was destroyed by an attack. Although the path was now blocked, you and Lottie made use of the piton and your grappling hooks to continue onward. Resistance folder. It looks like the cart was destroyed by artillery. Who could be attacking? Păi ne atacă cu Odenu, ca idee.
lot of black Mitrans. Let's take care of this quickly. Then get to Munching. Watch their movements carefully. Look for an opening for a counterattack. A murit? Da, mana, destule din câte văd. Oi, oi. Ceva s-a întâmplat aici, mă. Pictul util. Da, nu mi apare. Try to find a way. Okay. But Mats, can you fix this? Lottie. Well, between the two of us, we'll have it fixed in no time. Shall we get started? We've got a big problem. Now, so then. Oh. Thank you. Whisperian was hit too. Can you check it out? Bă, oricum e super jocul, adică ești nebun. You defeated the black Mitrans that appeared on the way to Whisperian. While Whisperian was still intact, a broken pulley lift prevented you from reaching Moonshade Town. Suddenly, a mysterious being bathed in light appeared and led you to the top of the great tree. Am ceva pe acolo? Morph. Conect activ. Level effects, same. Mamă, pă... Hodorogul ăsta. Da, ce câte fii atent. Bă, nu uitați de butonul de like și subscribe, ne auzim pe data viitoare, bă, pupat. Chiar v-aș și pe joc, adică puteți să-l donați, liniștiți.